Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video. Sunt domnul Puzzle sau pe nume adevărat Cristian Leana, iar în fața mea aici am celebrul Gun Mirror M. Pentru cei care nu cunosc, Mirror este un cub care există de foarte mult timp pe piață, dar niciodată nu a existat un cub mirror magnetic făcut special pentru speedcubing, făcut special pentru rezolvări rapide. Un cub mirror obișnuit costă 58 de lei pe site-ul unde îl administrez, pe genios.ro, iar acesta este 155 de lei, de 3 ori mai scump, pentru că este ceva super, super nou, foarte, foarte deosebit față de un mirror obișnuit. De ce nu s-a fabricat niciodată așa ceva? Pentru că la concursurile de speedcubing nu există probă pentru acest puzzle. Și dacă nu există probă, firmele de puzzle-uri nu s-au obosit niciodată să facă ceva foarte avansat pentru acest model de puzzle, ci doar pentru cele unde sunt competiții oficiale, pentru ca lumea să se cronometreze și să aibă cel mai bun puzzle posibil. Dar cei de la firma Gun, celebra firmă Gun, au decis, hai mă să facem un mirror pentru speedcubing. Uitați ce cutie frumoasă, ca întotdeauna firma Gun este un fel de Apple al cuburilor, totdeauna o prezentare deosebită, dar și prețuri pe măsură. Așa, vedeți aici logo-ul Gun, aici pe jos niște scris și haideți să-l desfacem. Are o țiplă aici, stați așa să o desfac încet aici. O secundă. Da. Cum v-am zis, dacă doriți acest puzzle, îl găsiți pe genius.ro, site-ul pe care îl administrez, este 155 de lei. O să vă las link și în descriere jos, în descrierea videoului. Așa. Wow! Ce frumos arată! Hai să desfacem, cred că de aici se desface. Wow, wow, wow! Doamne, ce prezentare! Uitați ce cutie are! Ia, stați așa. Și asta o scot aici cu totul. Da, uitați, aici nu mai are nimica, da? Deci putem să las asta aici. Sau uitați, să vedeți mai bine. Are ceva aici, ia stați. Are o cutiuță. Ia, o secundă. Are ceva aici. Ia să vedem. Wow! Ce prezentare! Ai o șurubelniță micuță, uitați ce mică e și drăguță. O șurubelniță micuță pentru tensionarea șuruburilor centrale. Da, vedeți? Explic aici câteva lucruri. Acesta se rezolvă exact ca un cub de 3x3. Deci dacă știți să rezolvați cubul de 3x3 clasic, știți să rezolvați și acest puzzle. El nu are culori, vă orientați după forme. Asta este regula cubului mirror. De aceea se numește și mirror, pentru că el nu are culori. Deși acesta are un pic de nuanțe, dar nu foarte... foarte pronunțate. Haideți să dăm un pic la într-o parte cutia și să ne focusăm asupra piesei centrale. Wow! Și acesta lăsăm deoparte. Uitați-l aici. Gun Mirror M. Ma, ce frumos! Hai să-l desfacem. Are cutia aici. Punem deoparte. Vedem și aici o țiplă. Foarte, foarte frumos. Să desfacem. Ce să mai... prezentare de prezentare. Întotdeauna firma Gun nu dezamăgește. Uitați ce frumos arată. Deci, nu știu dacă pe cameră se vede, pare un fel de albastru, dar e un mov. Un mov când îl ții mai spre lumină, uitați. Da, exact. Uitați, aici se vede mai bine. Vedeți? Unde degetul meu? Un mov și se face albastru când îl ții așa și... are și un fel de niște picățele ca un fel de sclipici pe fiecare față. Cum v-am zis, cubul Gun nu are culori, dar are, uitați, straturile inegale. Iar atunci când amestecați un astfel de puzzle, el își schimbă forma. Hai să vedem prima rotire. Wow! Uitați că e magnetic. Vedeți cum se blochează exact unde trebuie. Linia aici. Eu deja pot să fac următorul strat așa. Și imediat, wow! Cum zboară! Uitați, dau așa și se oprește exact la linie la linie, datorită magneților. Wow! Doamne, cum se mișcă, zboară! Chiar că nu se compară cu celelalte tipuri de mirror-uri. Chiar mă gândeam, oare cât de bine să se miște? Uitați
zboare efectiv. Uitați ce s-a transformat acum. S-a transformat într-un monstru de puzzle. Deci este superb, superb. Chiar, chiar, cum să zic, am rămas surprins. Nu mă așteptam să se miște atât de bine. Primul mirror pentru speed cubing, primul mirror magnetic. Da, ce să zic? Acesta este. Sper că v-a plăcut și vouă cât de mult mi-a plăcut mie, dar trebuie să puneți mâna pe unul ca să vă dați seama cât de finuț se mișcă și cât de ușor și cum se aliniază straturile. Spre deosebire de celelalte mirroruri, era destul de greu să aliniezi, mai ales când ai așa foarte amestecat, nu mai știi cum să nimerești să le aliniezi. Dar aici ele se aliniază destul de ușor datorită magneților. Deci chiar, chiar e foarte, foarte tare. Cum v-am zis, dacă doriți un astfel de puzzle, îl găsiți pe genius.ro, site-ul pe care îl administrez, este 155 de lei și o să vă las link și în descrierea videoului. Cam atât pentru video de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi frumoasă și să ne vedem cu bine la video următor. La revedere!